Calendarul evaluărilor naționale de clasele a doua, a patra și a șasea a 2020 a fost finalizat și publicat deja în Monitorul Oficial. Toate testările vor avea loc în luna mai. Programul este următorul. Evaluarea națională la clasa a doua, 11 mai limba română scris, 11 mai limba maternă scris, 12 mai limba română citit, 12 mai limba maternă citit, 13 mai matematică, 14 mai limba română pentru minoritățile naționale scris și citit. Evaluarea națională la clasa a patra, 19 mai limba română, 20 mai matematică, 21 mai limba maternă. Evaluarea națională la clasa a șasea, 27 mai limbă și comunicare, 28 mai matematică și științe ale naturii. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog, ci se vor comunica elevilor și părinților pentru a identifica aspectele care trebuie îmbunătățite. În urma rezultatelor de la evaluare, la nivel de școală se poate vedea care este progresul majorității elevilor. La clasa a patra, evaluarea are drept scop să verifice dacă programa școlară și-a îndeplinit obiectivele, iar la clasa a șasea, evaluarea are rol de preorientare școlară.